Daniel Iordăchioaie este practic de nerecunoscut. După ce a reușit să scape de 42 de kilograme în numai 3 luni. Prezența lui, la privechiul lui Gabriel Cotabiță, i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Era atât de îndurerat de vestea morții bunului său prieten, încât cu greu și-a putut stăpâni lacrimile. De altfel, Daniel povestea, la Pro TV, ce l-a determinat să revină la greutatea de la debutul muzical. Cele 42 de kilograme le-am slăbit în aproape 3 luni. Sunt mulți care vor să slăbească, dar nu iubesc așa. E într-adevăr consumator acest sentiment, dar e frumos, ea, iubita lui, nu e artistă, ne-am logodit de ziua ei, pe Bosfor. O cheamă Rosa. Între noi e diferența ideală. 8 ani, eu sunt mai mare. Amândoi am mai fost căsătoriți. O să urmeze și nunta. Sunt foarte fericit. Exact în perioada asta am slăbit. Sunt oameni care nu m-au văzut și m-au văzut 3 luni mai târziu și nu m-au recunoscut. Daniel Iordăchioaie s-a luptat cu o boală perfidă, cancerul, pe care a reușit, într-un final, să o învingă. E cancerul s-a declanșat într-un anumit moment. Chiar în perioada divorțului. Divorțul nu este un eveniment fericit, chiar dacă te-ai despărțit pentru că nu mai mergea sau sufereai. Oricum nu ți-ai fi dorit nicio clipă să ajungi să divorțezi. Este un factor de stres în plus, normal. Și toată agitația, toată suferința, gândurile și nopțile nedormite se adaugă și declanșează boala. Unii sunt rezistenți, alții pot muri din cauza asta, dezvăluia Daniel Iordăchioaie la Antena Stars. Fosta soție, actrița Nouria Nouri, cu care el are 2 copii, îl contrazice. Ea susține că, la momentul divorțului, Daniel nu era bolnav. Divorțul a fost dorit și cerut cu insistență de fostul meu soț. Nu voi preciza motivul concret. Voi cita vorbele lui de atunci. Vreau libertate. Simt că mă sufoc. Asta s-a întâmplat în octombrie 2013, iar pe 3 noiembrie am depus actele la notar. Când am depus actele, fostul meu soț era sănătos. Nu avea niciun diagnostic, de niciun fel. Asta cu cancerul a apărut mai târziu, iar eu am aflat din presă. Eram divorțați de vreo 2 ani când am citit în presă. Mie, personal, nu mi-a spus asta niciodată. Știu și eu, cum știți și voi. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.